fizica lui Tao. De Owen Waters, sursa Era of Light. Cu zeci de ani în urmă, cartea lui Fritjof Capra, The Tao of Physics, și-a propus să exploreze paralelele între viziunile fizicii moderne și misticismul oriental. Concluzia autorului a fost că cele două erau nu doar consecvente, ci în armonie perfectă una cu cealaltă. Fizica a avansat în multe feluri în ultimele decenii, la fel și misticismul cu înțelegerea sa asupra universului. În special, multe perspective asupra misterelor universului au apărut din revoluția spirituală din Occident. Din perspectiva mistică, universul a fost creat de conștiința originală, Tao sau ființa infinită, concentrându-se printr-un aspect activ al creatorului însuși. Misticul întreabă: cum a creat Dumnezeu asta? În timp ce speră să găsească o privire în mintea producătorului cosmic. Un lucru este sigur cu o astfel de abordare mistică. Găsiți mult mai multe răspunsuri atunci când vă deschideți la ideea de energii superioare decât insistând că nimic nu există în afara materiei fizice. Pentru materialist, gândurile sunt doar semnale electrice care declanșează undeva ceva în interiorul creierului. Dacă ar fi adevărat, atunci ai fi ca un computer electronic cu reguli preprogramate, fără conștiință de sine, fără imaginație, fără arbitru, fără curiozitate și fără sentimente. Mintea ta nu este creierul tău și energia minții nu este electrică. Energia minții este una dintre acele energii superioare pe care Creatorul a considerat de cuvință să le creeze. Unul dintre misterele cu care se confruntă fizica este un tip de experiment care dezvăluie că particulele de energie înrudite pot comunica între ele mult mai repede decât viteza luminii. Cum ar putea fi posibil acest lucru, se întreabă ei, când viteza luminii ar trebui să limiteze toată acțiunea din univers? În viziunea fizicii de astăzi, toate energiile pot călători cu viteza luminii și nu mai repede. Asta din cauza presupunerii că toate energiile trebuie să fie împământate, materiale, energii electromagnetice. Ei bine, ce zici de acele energii superioare? Într-o imagine mai largă, nu trăim doar într-un univers conștient, universul este conștient. Toate lucrurile sunt compuse din conștiință, deoarece universul a fost creat din singurul material disponibil, conștiința. Știm că materia fizică este compusă din energie, dar din ce se face energia? Energia este conștiința comprimată. Nu există un singur nivel de energie în existență. Următoarea energie superioară deasupra energiei electrice este energia eterică sau vitală. Energia electrică este o formă comprimată a energiei eterice superioare. Ce este deasupra energiei eterice? Toate nivelurile de energie a minții, de la cel mai de jos la cel mai inspirat.
Sentimentul și gândul sunt yin și yang ale energiei minții. Ambele variante se împletesc până în tărâmurile spiritului, ale conștiinței sufletului și, mai departe, în tărâmurile cosmice. Deci, cum comunică acele două particule de energie între ele mai repede decât viteza luminii? Răspunsul este ușor de apreciat odată ce viziunea asupra lumii este extinsă. Energia minții călătorește cu viteza de milioane de ori mai mare decât viteza luminii. Cele două particule din experimentul de fizică comunică cu viteza gândirii, iar viteza luminii nu are nici o legătură cu situația. Ca tot ce există în univers, acele particule conțin conștientizare. Într-un univers compus din conștiință, nimic nu poate exista fără conștiință. Ca particule de natură fundamentală, conștientizarea lor poate fi rudimentară, dar manifestarea lor de sentiment este destul de evidentă pentru observator. Ca particule înrudite, au dezvoltat o conexiune între ele, iar disponibilitatea lor de a comunica demonstrează această legătură. Gândirea și simțirea sunt materialele din care este făcut acest univers conștient. De la vasta țesătură a spațiului până la cea mai mică particulă energetică fundamentală, totul este conștient și totul este compus din conștiință. Energia minții există la o scară care se ridică în tărâmurile superioare ale conștientizării ca o scară către cer. Conștiința superioară este foarte reală și poate fi a ta, îndreptându-ți atenția în interior, petrecând zilnic timp în reflecție sau meditație și deschizându-te către cunoașterea intuitivă care rezidă în propriul nivel de conștiință a sufletului tău. Conștientizarea extinsă nu este doar pentru mistici. Aceasta deschide ușile percepției, unde puteți înțelege mult mai multe despre natura realității. Vă aduce mai aproape de izvorul etern de bucurie și înțelepciune care se află în conștiința sufletească a fiecăruia dintre noi. Sursa, Owen Waters.